Proba labirintului. Un editorial al părintelui Atanasie Paleu, apărut în Iisus Biruitorul, săptămânal duhovnicesc al oastei Domnului, numărul 33 din 2016. Lumea contemporană proclamă ca valori absolute toleranța, libertatea, dar, surprinzător, constatăm că oamenii sunt mult mai puțin toleranți și mult mai înrobiți, ca să nu mai vorbim de acele extreme de intoleranță și privare de libertate, precum cele teroriste. Omul de azi, violentat vizual și informațional de mass media, este dezorientat și pare a-și fi pierdut definitiv echilibrul. Iar această debusolare se dovedește a fi și mai pronunțată la nivelul tinerei generații. Credem că două sunt cauzele majore ale acestei lipse de direcționare, ale acestui naufragiu pe plan social, dar și spiritual și nu numai. Există în primul rând o criză la nivel axiologic. Pentru ca să-și orânduiască viața, omul are nevoie de o serie de valori certe la care să se raporteze. Dacă morala creștină este considerată retrogradă, restrictivă și chiar piedică în calea fericirii omului, atunci ce poate fi pus în locul ei? Se cere aici subliniat faptul că valorile etice creștine au în centru iubirea divină, care nu are oscilații și relativități. Oricât și-au dorit iluminiștii, umaniștii și alți reprezentanți ai unor isme să pună în loc altceva, totul s-a dovedit a fi relativ. Omul, știința, plăcerea, chiar și dreptatea și-au vădit relativitatea din cauza că nu există un neschimbabil la care să se raporteze. Iar o a doua cauză a generalei rătăciri a lumii de azi este lipsa modelelor, a oamenilor exemplari care se fascineze prin frumusețea viețuirilor. Și printr-o explicabilă schimbare de registru lingvistic, cei care sunt promovați ca exemple poartă și o titulatură specifică, oameni de succes sau VIP, very important person. Și este vorba fie de celebrități din cinematografie sau muzică, fie de oameni bogați. Astfel că, dintr-o dată, vedem că ținta ideală a omului contemporan a sărăcit cumplit, reducându-se la faimă și bani. Două lucruri râvnite cu sârg, dar care, din punct de vedere a valorii omului, sunt mai degrabă păgubitoare, căci îl aruncă în materialitate și egoism. Fără doar și poate că acela care își dorește cu adevărat călăuzirea spre lumină, adevăratul căutător de valori și modele, are posibilitatea să le întâlnească în cărțile de învățătură, în viețile sfinților și mai presus de orice, în Sfânta Scriptură, unde aflăm modelul suprem, pe Domnul Iisus Hristos. Dar omul fuge înnebunit după bani și succes, căci peste tot îi se spune că așa va fi fericit. Nu are timp să citească sau nu vrea să-și facă, nu are timp să-și cunoască trecutul sau nici asta nu vrea, căci și aici ar găsi figurile hieratice ale sfinților mărturisitori din închisori. Astfel că, în ultimă instanță, viața noastră seamănă foarte bine cu o fugă înnebunitoare printr-un labirint fără ieșire. Fugim de noi înșine, de adevărata noastră vocație și, în fond, de fericire, mințindu-ne aproape cu obstinație că tocmai după asta fugim, că asta căutăm. Ce-i de făcut? O parte dintre noi știm unde e adevărul, cunoaștem soluția. Știm că doar în Hristos putem fi deplini, dar nu e de ajuns să știm. Probabil că mulți dintre noi ne și străduim să facem cele conforme cu o viețuire în Hristos. Dar faptul că suntem în această lume încețoșată, care suferă cumplit și orbecăiește în întuneric, deși lumina este lângă ea, ne obligă la o conștientizare și o responsabilizare mai mare. Dacă noi am aflat calea și știm cu certitudine că alta adevărată nu-i, să pășim pe ea cu măreția și credința primilor creștini. Să devenim noi, fiecare dintre noi, în colțișorul nostru de lume, modele. Lumea se cere reîncreștinată și cine altcineva ar putea o face decât creștinii? Să lumineze lumina noastră înaintea oamenilor și dragostea din inimile noastre să vorbească. Dacă noi credem cu adevărat că Hristos este modelul și adevărata vocație a omului este îndumnezeirea, este timpul să ne scuturăm de lâncezeala și comoditatea noastră călduță, de suficiența noastră egoistă și să devenim făclii arzând de dragostea lui Hristos. Așa vom birui, căci El e biruitorul. Dar dragostea înseamnă sacrificiu și asumarea adevărată a căii Domnului. Înseamnă să văd în celălalt pe cel pe care îl iubesc. Pe cel care mă agresează cu obrăznicia, cu indecența, cu aroganța lui, e aproape imposibil să îl pot iubi, însă tocmai acesta e singurul răspuns adevărat pe care îl putem da.